Mă bucur să ne revedem. Ia să mă gândesc despre ce lecturi să-ți povestesc. Asta nu, despre asta ți-am mai vorbit. Gata, știu, Pisicile războinice. Am aflat de această carte de la o prietenă de 11 ani. E ca și o colegă a ta. Cartea povestește despre un roșcovan care se aventurează în pădure și acolo află de clanuri de pisici. Interesante aventuri dacă ai să citești. Ți le recomand și ție. Și acum să transformăm lectura într-o poveste matematică. Dungă Cenușie vizitează rezervele de apă din pădure. Rezerva de apă a clanului Tunetului conține 167.439 litri, iar rezerva clanului Umbrelor conține 78.692 litri de apă. Câți litri de apă au în total cele două clanuri? Pentru a rezolva, trebuie să adunăm numerele care reprezintă rezerva de apă. 167.439 plus 78.692. Până acum ai învățat să aduni numerele fără trecere peste ordin. De data aceasta, te ajut să descoperi cum se calculează la trecerea peste ordin. Mai întâi am descompus fiecare număr în ordine: sute de mii, zeci de mii, unități de mii, sute, zeci, unități. Și am grupat ordinele pentru a putea aduna. Apoi am rezolvat exercițiile din paranteze. Și am calculat în ordinea scrierii lor, din aproape în aproape, obținut numărul 246.131. Cam lung drumul, nu? Există o cale și mai simplă. Iată cum vom proceda. Așezăm numerele unele sub altele, astfel încât să avem unitățile celor două numere unele sub altele, la fel zecile, sutele, miile, zecile de mii, sutele de mii. Și acum începem să adunăm. 2 și cu 9 este egal cu 11. Să ne amintim că 10 unități de un ordin formează o unitate de ordin superior. Deci vom păstra doar unitățile 1 și vom trece 1 la 10. 9 și cu 3, 12 și cu 1, 13. Păstrăm 3 la 10 și 1 la 100, pentru că 10 zeci formează 100. 6 și cu 4, 10 și cu 1, 11. Păstrăm 1 la sute și 1 trecem la mii, pentru că 10 sute formează 1000. 8 și cu 7, 15 și cu 1, 16. Păstrăm 6 la mii și 1 trecem la zecile de mii. Și din nou 7 și cu 6, 13 și cu 1, 14, păstrăm 4 la zecile de mii și 1 trecem la sutele de mii. 1 și cu 1, 2. Am obținut 246.131. Ei, și acum îți propun un exercițiu joc. Pentru a ajunge la copacul dorințelor, cărarea ce duce prin pădure ascunde câteva provocări matematice. Pornește la drum realizând calculele și alege cărarea cu răspunsul corect. Ai și puțin timp pentru calcule.
Corect, dacă ai obținut 311.223, mergi mai departe. Sub frunza rocinie stă ascuns răsturnatul numărului 311.223. Care este acesta? Corect! 322.113. Felicitări! Pe cărare te întâlnești cu cerbul care îți spune să mărești numărul găsit cu dublul lui, apoi să alegi cărarea cu răspunsul corect. Dacă nu te-au blocat dofleacul și grămada de frunze, înseamnă că ai mers pe cărarea cu rezultatul corect. Felicitări! Ai ajuns la finalul călătoriei matematice de astăzi, dar nu uita, dacă vrei să știi mai mult, trebuie să exersezi. Succes!